Salutare din nou! Cred că majoritatea părinților au fost pur și simplu oripilați de manualul de clasa 4, în care se introduceau copiilor niște noțiuni legate de sexualitate, descriind destul de grafic un act sexual între un bărbat și o femeie. Pare să că acela nici măcar nu era un manual, ci era o enciclopedie, însă acest lucru este mai puțin relevant. Relevant este că odată cu apariția în spațiu public a acelui manual, putem să avem o discuție deschisă și onestă legată de educația sexuală și modul în care ne pregătim copiii pentru a deveni adulți responsabili din punct de vedere sexual. În România avem niște realități destul de crunte, ca de exemplu că suntem țara din Europa cu cele mai multe sarcini în adolescență. În același timp, ne temem de educație sexuală. Majoritatea părinților pe care îi cunosc se raportează la această temă, cea a educației sexuale, ca la ceva care ar întina cumva copilăria, care ar, nu știu, care ar produce daune copilului. Părinții sunt îngrijorați legat de a discuta despre sex cu copiilor sau despre sexualitate și în același timp, atunci când o fac, o fac de obicei târziu, o fac pe fugă și înțeleg prea puțin că educația sexuală nu este legată de o discuție pe care o ai din când în când cu copilul, ci este un proces care se desfășoară la fel ca orice alt proces educativ al copilului. Ok, haideți să abordăm un pic această temă a educației sexuale și să lăsăm deoparte anumite tabouri, să discutăm despre ce este, ce nu este educația sexuală și de ce contează. Ok, educația sexuală, scopul ei fundamental este protejarea vieții copilului și a integrității lui fizice, a păstrării sănătății fizice și emoționale. Deci de aceea facem educație sexuală. În momentul în care educația sexuală lasă sechele din punct de vedere psihologic, este absolut clar că a fost făcută prin expunerea copilului la niște informații pentru care nu era pregătit sau prin expunerea la anumite comportamente care nu erau potrivite pentru vârsta lui. Educația sexuală nu înseamnă să dăm copilului informații despre sex. Cel puțin, nu în copilăria mică. Da, în momentul în care ajunge în adolescență, trebuie să știe și este indicat să știe de la adulți în care are încredere și care îl pot ghida în mod corespunzător. Dar în copilăria mică, educația sexuală nu înseamnă să-i vorbim copilului despre sex. Ok, haideți să nu intrăm în detalii, că mai sunt niște lucruri care sunt relevante înainte de a vă introduce în chestiunile acestea. Sunt niște cifre în lumea aceasta care sunt absolut îngrijorătoare și care sunt în directă legătură cu educația sexuală. De exemplu, 93% dintre victimele abuzului sexual au trăit această experiență în raport cu persoane cunoscute. 34% dintre abuzatorii sexuali sunt membri ai familiei. Între 30 și 50% dintre situațiile în care a avut loc abuz sexual, acesta a fost comis de un coleg de școală, de un prieten, de un copil un pic mai mare. În același timp, deși aceste cifre nu sunt din România, pentru că România nu face astfel de statistici, ele sunt destul de constante la nivel internațional, așa încât putem presupune că în România situația nu este mult diferită. Dar avem totuși un studiu care este făcut chiar în România și chiar în Constanța, legat de debutul vieții sexuale. Pare să că între 14 și 16 ani, între 30 și 35% dintre copii își încep viața sexuală. Dintre aceștia, jumătate, 47% sunt băieți și media de vârstă la care băieții își încep viața sexuală este undeva pe la 14 ani. Ceea ce este și mai îngrijorător este că 43% dintre adolescenții care și-au început viața sexuală au avut mai mult de 4 parteneri în ultimul an. Acestea sunt date locale.
și vorbim de 14-16 ani. Deci, într-un fel sau altul, nediscutând cu copiii despre viață sexuală, despre sexualitate, despre comportamente responsabile, sfârșim prin a avea exact contrariu. Aud deseori îngrijorarea legată de faptul că dacă facem educație sexuală, asta înseamnă că le dăm copiilor acceptul de a face sex, că îi încurajăm, că le dăm informații pe direcția aceasta. Înțeleg îngrijorarea. Chiar o înțeleg, adică îmi dau seama că un părinte vrea ce este mai bun pentru copilul lui și îmi dau seama că efectiv face toate eforturile pentru a-l proteja de niște aspecte, doar că nu aceasta este calea potrivită. În țările în care se face educație sexuală timpuriu, s-a constatat că scade numărul sarcinilor în adolescență, că adolescenții folosesc prezervativul cu mai mare responsabilitate, că scade incidența bolilor cu transmitere sexuală. Nici cum că acestea sunt fenomene în creștere. De asemenea, tot din țările unde se face educație sexuală s-a constatat că, nu știu, încurajarea copiilor către abstinență nu are efecte sau are efecte contrare. Deci avem două surse dovedite în cercetare care ne arată că educația sexuală contează, este relevantă și are efecte pozitive. Ei oricum încep viața sexuală și încep mult mai devreme decât a început generația noastră. Acum o pot începe având informații de la medici, de la părinți, din sunse de încredere, sau o pot începe având informații de pe internet, de la prieteni. Ca părinte, ce preferați? E o întrebare, din punctul meu de vedere, justă. Confundăm ca adulți educația sexuală cu pornografia. Și nu numai că nu este, dar parte din educația sexuală este să învățăm pe copii, unu, că pornografia este nocivă și de ce este nocivă, ce efecte are, și în al doilea rând să-i ajutăm să-și dea seama că sexul între doi adulți nu este ce văd ei acolo în cazul în care au acces la astfel de informații. Și nu este deloc. Deci parte dintr-o dezvoltare armonioasă pe această direcție este ca un copil să înțeleagă aceste lucruri, să înțeleagă timpuriu. Acum, întrebarea este ce este educația sexuală? Am să mă refer inițial la niște lucruri care aparent n-au nicio legătură cu educația sexuală. Dar haideți să ne gândim la ce v-am spus, că 93% dintre victime au fost abuzate de către persoane cunoscute. Parte din educația sexuală este să-l învățăm pe copil de mic, de mic. Cine are voie să-l atingă și în ce fel are voie să-l atingă? Și mai ales care sunt locurile în care nu este voie să fie atins, cu excepția băiței sau alte lucruri de genul acesta. Este foarte important ca un copil să cunoască denumirile corecte ale organelor genitale, așa încât să poată spune dacă s-a întâmplat ceva de genul acesta. Tot parte din educația sexuală este să învățăm copilul că are dreptul să refuze o îmbrățișare și un sărut, indiferent cine îl oferă. Pentru că dacă el nu învață că are dreptul să refuze, se va gândi, dacă cineva îl atinge nepotrivit, că nu poate să zică nu. Și suntem la nu. Parte din educația sexuală, cel puțin la început, înseamnă să ajutăm copilul să învețe să zică nu, să învețe să zică nu cu argumente, să învețe că este respectat acel nu și ascultat, să învețe să facă față unui nu. Dacă copiii nu pot tolera nu-ul și nu au toleranța aceasta la frustrare de mică, care sunt șansele ca mai târziu să accepte un nu de la un partener care, în plan sexual, îi spune nu, nu vreau acum sex? Parte din educația sexuală nu este să umple mintea copiilor cu imagini grafice despre ce înseamnă sexualitatea. Este să învățăm despre valori, despre faptul că sexualitatea are legătură cu respectul între oameni, are legătură cu iubirea, are legătură cu o cunoaștere, cu o asumare, cu o capacitate de a lua în calcul consecințele faptelor. Parte din educația sexuală este să învățăm pe copii mai târziu
despre miturile legate de educația sexuală, ca de exemplu, dacă am făcut sex odată, cel mai probabil nu voi lua nicio boală cu transmitere sexuală. Acestea sunt mituri care se perpetuează între adolescenți. Deci, educația sexuală, dacă vreți, are legătură cu cei 7 ani de acasă, este educație pentru viață. Cel puțin, în primă fază, înseamnă respect, înseamnă iubire, înseamnă capacitatea lor de a pune limite, de a respecta limitele pe care le pun alții. Vă spun aceste lucruri pentru că odată cu acel subiect legat de manualul de clasa 4-a, care era o enciclopedie, cred că este momentul să ne punem problema în termeni nu dacă ar trebui să facem educație sexuală copiilor, ci cum o facem, cum o facem potrivit pentru ei, cum îi ajutăm să devină adulți capabili de a avea o sexualitate firească și o sexualitate de care să se bucure în siguranță. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc Crăciun fericit dacă nu ne mai vedem până atunci. La revedere!